dimineața, domnilor și domnilor, este Valentine's Day. Valentine's Day, ăsta este unul dintre subiectele pe care îți propun să-l și dezbatem la această oră. Așadar, discutăm în continuare despre principalele evenimente ale acestei zile. Iată, de Valentine's Day, aproape 95% dintre angajatori nu vor organiza nimic pentru angajați cu ocazia Valentine's Day. Totuși, o mică parte dintre ei, o mică parte, ia în calcul să acorde angajaților mici cadouri, zi liberă sau program mai scurt. Este concluzia unui studiu efectuat în perioada 25 ianuarie 8 februarie pe un eșantion de 957 de utilizatori de internet. Cu alte cuvinte, ar trebui să știm cu toții că această istorie a lui Valentine's Day ar începe undeva pe la anul 498. E vorba de un sfânt care, sfântul ce făcea? Oficia căsătorii pentru soldații care în mod normal nu puteau și nu aveau voie să fie căsătoriți. Și toată povestea asta s-a terminat foarte frumos în momentul în care acest sfânt a lăsat o scrisoare către fata gardianului care îl păzea la închisoare, el fiind condamnat la moarte. În interiorul respectivei scrisori era o floare. Floarea respectivă a căzut atunci când el a fost dusă pe ultimul drum, iar scrisoarea era semnată cu al tău Valentin. Și ea și-a revenit, practic, darul vederii și a apărut Sfântul Valentin. Pe de altă parte, și ce aș vrea să mai punctez legat de subiectul acesta, pentru că același studiu arată că un sfert, aproape un sfert dintre angajații din România, în ultimii 2 ani și-au găsit jumătatea la serviciu. De ce? Pentru că nu a mai ieșit, n-a mai socializat și atunci acolo a fost principalul mediu de socializare și ne-am găsit și marea iubire la serviciu. Dar ar zice unii, ca să poți să faci acest lucru, ai avea nevoie de acte, de buletine. De astăzi, persoanele fără acte de identitate vor putea fi introduse în registrul de vaccinare. Practic, sistemul va permite selectarea unei categorii de persoane fără domiciliu stabil și fără documente de identitate. E declarația lui Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Practic, se încearcă ca și persoanele fără adăpost să fie introduse în această bază de date. Poate că așa reușim să-i vaccinăm și pe ei sau măcar să știm procentul real al celor nevaccinați. Și atenție, nu știm de fapt câți oameni nu au acel buletin, acea dovadă conform căreia sunt român sau că aparțin statului România. În 2016, când s-a încercat un astfel de recensământ, sondaj, erau cam 160.000 de oameni numărați. Dar pe de altă parte, dacă ne gândim la toată situația pandemiei, cu siguranță acest număr e dincolo de orice înseamnă adevăr. Pe de o parte și pe de altă parte, așa vom putea afla, e un soi de recensământ, câți oameni practic sunt fără în România. Fără acte, da. Astăzi este ultima zi în care părinții și elevii pot depune la secretariatele școlilor sau prin e-mail actele necesare pentru acordarea burselor de studiu și de ajutor social. Deci, atenție, nu vorbim despre cele de merit aici. Pe acest principiu, în funcție de tipul de bursă, sumele vor fi cuprinse undeva între 150 și 500 de lei și este foarte important să menționăm că la nivel general, cei 347.000 de beneficiari estimați ai burselor pentru 2022 sunt mai mulți. Deci cumva există și aici o discuție despre care oricum am mai vorbit și probabil că vom mai reveni asupra acesteia. Pe de altă parte, nu uitați că e important să știm și asta, că temperaturile de astăzi vor crește în toată țara, în special în sud, unde vom avea chiar și 17-18 grade prognozate, primăvară, ceea ce este extrem de mult. Să ne gândim la un singur lucru, că la pragul de 15 grade Celsius se consideră că este primăvară și 25 de grade înseamnă vară. Și e nefiresc să ne gândim că suntem în 14 februarie, Valentine's Day. Și cum spuneai și tu, ne bucurăm că e cald, dar pe de altă parte puțin sunt cei care se gândesc la urmări, la secetă. La secetă, secetă pandemică pentru tot sudul țării și nu numai, avem de discutat și pe acest subiect, dar deocamdată ne oprim aici și vă spunem că mai avem și alte știri în traiste. Le urmărim. Dacă până acum am mai auzit de șoferi de autobuz bătuți de călători din vari motive, nu au oprit în stație, nu au dat drumul la căldură sau la aerul condiționat, de data asta s-a întâmplat exact invers. Ei bine, iată, un șofer al unui mijloc de transport în comun din Constanța a bătut un bărbat care aștepta într-o stație de autobuz. E bine, mai multe detalii despre ceea ce ați văzut și dumneavoastră aflăm chiar acum de la colegul nostru Viorel Matei. S-a întâmplat la cap de linie.
acolo unde autobuzul staționează mai mult decât de obicei în stațiile de pe traseu. Câțiva călători se urcaseră deja, printre care și călătorul victimă, și după câteva minute de așteptat pe scaunele lor, au devenit nerăbdători. Au vociferat, s-au impacientat, au început comentariile, iar unul dintre ei, călătorul victimă, a fost mai vocal decât toți. S-a dus la șofer, i-a bătut în geam, i-a spus să deschidă ușa cabinei și i-a cerut socoteală de ce autobuzul stă atât de mult în stație la cap de linie și nu pleacă. A urmat o discuție aprinsă, s-au spus vorbe grele și până la violențe n-a fost decât un pas. Șoferul a deschis ușa cabinei, l-a luat de guler pe călător și l-a dat jos în stație. Și acolo a urmat îmbrâncerile și violențele și așa mai departe. Totul a fost filmat de către călătorii din autobuz, violențele petrecându-se nu în mijlocul de transport, ci pe peron, pe trotuar. Acum, el este cercetat, șoferul de autobuz, și de către poliție, dar și de către șefii lui de regia de transport în comun din Constanța, care spune că nu tolerează astfel de comportament și că șoferii ar trebui să fie calmi cu toți călătorii care vorbesc, vociferează sau cer socoteală. Vom vedea ce turnură e acest caz în funcție de acuzațiile care se formulează de către oamenii legii. E bine, și vorbim în continuare tot despre bătăi, de această dată e vorba de una ca în filme, care s-a petrecut pe străzile din Pitești după o banală tamponare în trafic. Că tot am vorbit despre bătăile în trafic. Imediat tinerii din cele două mașini implicate în accident au început să se înjure și apoi să-și împartă punct și picioare. Au fost foarte prompți, de altfel. Veniți de urgență, polițiștii au despărțit pe scandalagii, au început să împartă și ei câte ceva, nici mai mult, nici mai puțin de 18 amenzi. Și asta nu a fost tot. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că unul dintre șoferi era drogat. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Stai că nu se mai fătălesc, e. Scandalul a pornit după o tamponare în trafic. Imediat, ocupanții mașinilor au început să se înjure, iar conflictul a escaladat și s-a ajuns la o bătaie generală. Polițiștii au stabilit identitatea tuturor persoanelor implicate. În continuare, în urma verificărilor efectuate cu privire la starea conflictuală, polițiștii din cadrul secției 2 Poliție Pitești au aplicat 18 sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 6.600 de lei. Niciunul dintre șoferi nu consumase băuturi alcoolice. Surpriza polițiștilor a venit de la testarea lor pentru substanțe interzise. Unul dintre aceștia a ieșit pozitiv. I s-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența unei substanțe cu efect psihoactiv și a fost reținut permisul de conducere. Și nu putem să nu vorbim despre ce s-a întâmplat la parad. Pentru că și acolo suntem extrem de violenți. Peste tot. Multă violență astăzi. Probabil că trebuie să ne descărcăm. Multă lume spune că după pandemie chestiunea asta e una dintre nevoile pe care... Păi da, a fost o altfel de dragoste. Da. Bătaie cu bâte între suporterii echipei UTA Arad și cei dinamoviști înaintea meciului dintre cele două echipe. Suporterii câinilor au fost escortați de jandarmi prin oraș și s-au oprit la un restaurant. Acolo, galeria dinamovistă a fost atacată de ultrașii arădeni. După cum vedeți, sunt prezenți la mese, așa cum se merge la restaurant, cu băte, cu ce trebuie. Și, după cum vedeți, a început și bătaia. Incidentele au fost surprinse de camerele video ale restaurantului. Conflictul a fost aplanat rapid de forțele de ordine. Noroc că erau în zonă. Se și așteptau, probabil. Ce serviți astăzi? O mică bătaie, dacă se poate, cu o bâtă de calitate? O bâtă la pachet. Da. Bun, deși se fac eforturi diplomatice importante, situația din Ucraina este departe de a fi detensionată. Asta înseamnă că nici ultima discuție telefonică dintre președintele Statelor Unite și liderul de la Moscova nu a reușit să calmeze deloc spiritele. Casa Albă amenință Rusia cu sancțiuni grave, iar Kremlinul se plânge că Statele Unite nu discută despre principalele preocupări de securitate ale Federației Ruse. Aseară, președintele Biden a avut o convorbire telefonică și cu liderul de la Kiev, Vladimir Zelensky. Statele Unite și-au reafirmat susținerea pentru Ucraina, iar președintele Biden a fost invitat la Kiev în zilele următoare. Astăzi, cancelarul german Olaf Scholz ajunge la Kiev, iar mâine la Moscova va avea o întrevedere cu președintele rus. În tot acest timp, Ucraina a anunțat că este mai pregătită ca oricând pentru un posibil atac al rușilor. Șeful statului major al armatei ucrainene a transmis un mesaj dur rușilor în cazul în care va avea loc o invazie. Sunt gata să primesc inamicii nu cu flori, ci cu rachete Stinger, rachete Javelin și antirachete de tank NLAW. Bun venit în iad, a fost mesajul oficialului ucrainian. În contextul în care mai multe surse au anunțat că un posibil atac ar putea avea loc pe 16 februarie, președintele Zelensky a cerut aliaților săi să transmită informații despre această presupusă invazie, mai ales că astfel de informații creează panică.
I have to analyze all the information which we have. We have a lot of information because we are on these borders. It's our borders. It's our territory. You know, I have to speak with our people like president and say people truth. And now the best friend for enemies, that is panic in our country. SUA continuă să lanseze avertismente despre posibilitatea tot mai crescută a unui atac. În cadrul discuției telefonice avute cu liderul de la Kremlin, președintele Joe Biden i-a transmis acestuia din nou că vor fi repercursiuni. Președintele Biden a discutat cu președintele Vladimir Putin și a reiterat faptul că, în cazul unei invazii asupra Ucrainei, SUA și aliații ar impune costuri rapide și severe pentru Rusia. Președintele Biden l-a îndemnat pe președintele Putin să se implice în deescaladare și diplomație, s-a arătat în comunicatul oficial al SUA. În cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul de externe al Japoniei și în urma unei discuții telefonice avute cu ministrul de externe al Federației Ruse, secretarul de stat al SUA a precizat că ușa diplomației rămâne deschisă. That a diplomatic path to resolving this crisis, a crisis created by the unprovoked massing of Russian forces all around Ukraine, that diplomatic path remains open. If Moscow chooses the path of aggression and further invades Ukraine, the response of the United States and our allies will be swift, it will be united, it will be severe. De cealaltă parte însă, președintele Rusiei acuză țările NATO că trimit armament în Ucraina și se plânge de faptul că nu a primit un mesaj substanțial la cererile sale trimise în scris. Vladimir Putin a atras din nou atenția asupra lipsei unui răspuns substanțial din partea Statelor Unite și a NATO la inițiativele binecunoscute ale Rusiei. De asemenea, a fost subliniată lipsa de voință a principalelor țări occidentale de a împinge autoritățile de la Kiev să pună în aplicare acordurile de la Minsk. În contextul actualelor tensiuni, ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, a discutat telefonic cu ministrul de externe al Canadei despre situația tensionată din regiunea Mării Negre și a mulțumit Canadei pentru implicarea în reasigurarea aliaților estici. După ce România a anunțat retragerea diplomaților din Kiev și Australia a făcut același lucru, guvernul australian a anunțat și închiderea temporară a ambasadei. Tot în acest context, președintele Braziliei a anunțat că va merge în Rusia pentru a discuta cu Vladimir Putin. Deși Washingtonul ar fi făcut presiuni ca acesta să-și anuleze vizita, Bolsonaro a confirmat invitația Kremlinului de a discuta promovarea relațiilor comerciale bilaterale. Autoritățile de la Kiev sfătuiesc companiile aeriene să evite zborurile deasupra Mării Negre în următoarea săptămână. Asta chiar dacă spațiul aerian al Ucrainei rămâne deschis. Motivul acestei solicitări reprezintă exercițiile navale pe care Federația Rusă le desfășoară în apele Mării Negre. 30 de nave rusești au început zilele trecute manevre militare în apropierea peninsulei Crimea. Și mi se pare foarte interesant în acest context că Biden a fost invitat la Kiev. Pe de altă parte, la Pentagon se spune, nu confirmăm că miercuri ar fi fereastra în care Rusia ar declanșa toate acțiunile asupra teritoriului Ucrainei. Și Biden ar trebui să ajungă. Deci asta poate să fie o confirmare sau o infirmare a faptului că Rusia va face ce urmărim subiectul se așteaptă și să facă. Da. Vedem în continuare ce se întâmplă. Până atunci, ce faci când ești cu arma pe umăr și aștepți o eventuală invazie rusească? Grea întrebare. Însă soldații din Ucraina preferă să danseze. Priviți. Care tocmai le vedeți au fost postate zilele trecute pe o rețea socială. No comment. După mai bine de 2 ani de purtare a măștii de protecție pe stradă, în mijloacele de transport, în comun, în magazine sau la locul de muncă, nici acum nu știm ce să facem cu cele pe care practic le-am folosit și trebuie să le aruncăm undeva. Așa este. Majoritatea dintre noi le aruncă la coșul de gunoi, fără să știm însă care sunt pericolele la care ne expunem sau dacă există pericole. Teoretic, cei care au grijă de oceane spun că toate măștile pe care le aruncăm ajung acolo și practic e vorba de plastic, deci așa este. Poluăm într-un fel. Adevărat, aici nu vorbim despre cei care le aruncă pe stradă fără nici cea mai mică urmă de jenă sau de bun simț. Stop!
Acest gest nu este corect, deși îl facem în fiecare zi. Masca chirurgicală este un deșeu periculos și nu trebuie să ajungă la coșul de gunoi, pentru că putem face rău mediului, dar și celor din jurul nostru. Masca de protecție face parte din categoria deșeurilor periculoase, la fel ca medicamentele expirate sau erbicidele. Cu toate acestea, străzile sunt pline de măști aruncate la întâmplare. Prea puțini sunt cei care aruncă o mască folosită într-un centru special. În București, de pildă, există doar câteva supermarketuri în care se colectează măștile, dar oamenii abia dacă au auzit de ele. Dumneavoastră, unde aruncați masca de protecție? La gunoi. Și știți că nu e bine? Da, unde trebuie să o pun? În centre de colectare speciale. Da, noi nu avem așa ceva pe stradă și nici pe aici prin parc. Eu de obicei le pun într-o pungă de plastic, le leg la gură și o arunc la gunoi. La gunoi, da. Adică, în mod uzual, n-am văzut, nu m-am dus în magazin să o arunc într-un loc special, pentru că n-am știut. Specialiștii atrag atenția că a arunca o mască la voia întâmplării poate fi un real pericol. Masca încă are bacterii pe suprafața ei, este considerată un deșeu periculos, deci gândiți-vă ce se întâmplă dacă un copil ia masca de pe jos și se joacă cu ea. Măștile sunt nocive pentru viețuitoarele marine, care au murit pentru că au înghițit măștile. Masca chirurgicală este confecționată din mai multe tipuri de plastic, rezistente în timp. Asta înseamnă că dacă ajunge la groapa de gunoi, rămâne acolo și câteva sute de ani. Cel mai grav este că, deși folosim masca zi de zi, de mai bine de 2 ani, nimeni nu s-a gândit să implementeze un sistem național de colectare și eliminare a măștilor. Cele câteva locuri care colectează măști le trimit apoi spre valorificare și sunt folosite la producția de energie. Astfel se reduce impactul asupra mediului. Tu știi că există centre de colectare sau locuri în care poți să-ți arunci măștile? Eu nu știam, să fiu sincer. La un moment dat exista discuția să rupe elasticul și să arunce elasticul la plastic. Exista tot felul de supoziții. Mergem un pic în afara României și vorbim despre ce se întâmplă la Paris. Gaze lacrimogene, violențe ieri acolo, la un nou protest anti-măsuri sanitare. Mii de oameni cu sute de mașini s-au adunat în centrul capitalei franceze și au încercat să blocheze traficul rutier. Astfel de proteste sunt inspirate de cei din Canada și sunt tot mai dese în multe țări din Uniunea Europeană. Străzile din Viena, Germania și Olanda au fost și ele pline de mii de oameni care sunt nemulțumiți de vaccinarea obligatorie, dar și de certificatul verde. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea venită la Paris pentru protestul inspirat de cel din Canada. Mii de oameni au ieșit și pe străzile Vienei, protestând la adresa vaccinării obligatorii impuse de guvern. Nemții au ieșit și în stradă, în mai multe orașe. În Olanda, la Haga, oamenii au blocat centrul orașului, unde sunt hotărâți să rămână în ciuda apelurilor autorităților. Pentru că au devenit un model pentru o lume întreagă, canadienii sunt mai hotărâți ca niciodată să nu renunțe la a-și cere drepturile. Supported food-wise, fuel-wise, financially, we're fully supported to be here for as long as it takes for this government to realize that the people are the ones that need to have the power. La protest li s-au alăturat și mai mulți români care au profitat de ocazie și au dansat în horă. Deși autoritățile au cerut încheierea protestelor pe motiv că pot afecta grav economia, aceștia se așteaptă ca acestea să continue și în zilele următoare. Și vă spuneam și ceva mai devreme, dar nu ne oprim din a vă anunța că astăzi este ziua îndrăgostiților, prima zi a îndrăgostiților, că urmează și cea românească, și nu? Ești, da, normal. Are de gând să facă ceva, nu? Da, după atâta izolare. O veste bună pentru unii și poate tristă pentru cei care încă sunt singuri. Avem soluții și pentru ei. Internetul e plin de anunțuri cu parteneri de închiriat, punem și ghilimelele, imediat, care își oferă serviciile pentru zile importante, precum Valentine's Day, Dragobete sau Ziua Femei. Adică de genul, vreți să ieșiți un pic din casă și n-aveți cu cine? Să simțiți că petreceți? Și haideți să le și explicăm celor de acasă. Fie că este vorba despre o cină romantică, o ieșire la un film sau o simplă plimbare, pentru suma corectă, nimeni nu rămâne fără suma partener corectă. Astăzi.
Tina here? Yes. I'm Deuce Bigelow, her date. I get my things. Așa poate arăta o întâlnire aranjată. Fie că e organizată de prieteni sau prin intermediul internetului, cei care recurg la astfel de metode pot avea parte de multe surprize. Chiar și așa, tot mai multe persoane apelează la parteneri de ocazie. Fie că e din cauza pandemiei care a ținut oamenii departe sau din cauza comodității, se pare că tinerii în special preferă să se avânte adesea în necunoscut. Numărul persoanelor care își oferă compania contra cost e în creștere. I wish you would have told me like a few days back. I planned around my schedule. Un astfel de anunț a strâns peste 200 de like-uri și peste 100 de comentarii savuroase. Pentru că cererea este mare, tânărul care își oferă compania contra cost este deja ocupat de Valentine's Day. Așa că ne-a propus o altă dată importantă, 8 martie. The movie is fine. The only thing is that I don't eat non-vegan food, so I mean, you can eat what you like, but I eat only vegan dinner. I mean, I don't drink alcohol, so if that's, but you can drink alcohol. I have no problems for movies. We can watch horror movies, we can watch comedy, we can watch any kind of movie, because it's going to be a dinner and a movie, then we'll make it something like 77. În legătură cu plata, aceasta se face dinainte, pentru a ne asigura că nu rămânem fără partener, spune tânărul dispus să ofere companie. Bonus, domnișoara primește flori plătite de el. Și iată că a venit vremea să anunțăm și premiul concursului câștigi din prima. În sfârșit, probabil că cineva care a câștigat. În sfârșit, pe parcursul a 5 zile, am primit zeci de mesaje de dragoste pe numărul pe care deja îl știți, 0720 11 11 99. Prima TV premiază astăzi cea mai frumoasă și cea mai originală declarație de dragoste. Așadar, doamna Gabriela Matei din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, a câștigat un weekend romantic, all inclusive, pentru două persoane la Predeal. Haideți să vedem mesajul câștigător al Gabrielei Matei. Dragul meu soț, tu ești pâinea mea cea de toate zilele. Tu ești fericirea de ieri, de azi și de mâine. Tu ești anotimpul meu preferat. Dragostea ta este binecuvântare. Te iubesc cu sufletul curat. Dragul meu bărbat, fii binecuvântat. Foarte frumos. Ce frumos, emoționant. Și spunem că se încălzește, nu? Da, dar cât de mult se încălzește, ne spune colega noastră Georgianin. Georgia. Bună dimineața, Irina, bună dimineața, Daniel. Foarte mult se încălzește, din ce în ce mai mult. Astăzi maximele ajung undeva până pe la 12 grade, apoi 14-15 grade. Sudul țării rămâne cu vremea cea mai caldă, în jur de 8 grade astăzi în capitală și temperaturi în creștere, cum spuneam. Însă, pentru început, să vedem cum va fi atmosfera pe continent. În regiunile vestice, nordice și nordestice predomină vremea închisă și sunt anunțate precipitații. În restul Europei, însă, vremea va fi frumoasă. Vântul o să bată cu putere și în vestul și în estul Mediteranei, pe Marea Baltică și în Marea Nordului, în nord-vestul Franței, țările de jos, Danemarca și Irlanda. Temperaturile, să știți că nu se modifică semnificativ, însă de remarcat este faptul că se răcește în vestul Europei. Haideți să mergem acum mai departe cu țara noastră. Se încălzește ușor, însă vor mai fi unele înnorări și precipitații în sudul țării, iar în sudul Banatului și pe creste vântul o să bată mai tare. Temperaturile astăzi, iată, se vor situa între 3 și 12 grade. S-ar putea forma ceața acum de dimineață izolat. Mergem în capitală. Vremea va fi frumoasă astăzi, temperaturile normale perioadei, cu o maximă ce ar putea atinge 7-8 grade la amiază. De marți însă începe să se încălzească, vor fi în jur de 11-12 grade, însă de dimineață ar putea să fie ceață. Miercuri, temperatura va urca, iată, până spre 15 grade, așadar vreme frumoasă și mă întreb sincer dacă o să mai vedem zăpada anul acesta. Spre seară o să se noreze, iar dimineața și noaptea ar putea din nou să fie ceață. Deci, vreme frumoasă și 3 zile cu ceață. Mă întorc acum la voi. Mulțumim tare mult, Georgia. Mulțumim, Georgia. Domnilor și domnilor, e momentul pentru o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. Așa este. Revenim imediat. Ah.
Am revenit, doamnelor și domnilor. Și iată, pentru cei care trăiesc cu un adolescent în casă, e clar, aceștia știu că această perioadă necesită multă răbdare din partea unui adult. Deseori, părinții se simt debusolați atunci când copilul ascultător devine un adolescent rebel. Invitatul nostru de la această oră este psihologul Mihai Copăceanu. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim că ne-ați acceptat invitația. Bună dimineața, Alina și Daria, mulțumesc mult de invitație, chiar o temă interesantă astăzi de ziua îndrăgostiților. Așa este. Ce înseamnă adolescență, de fapt? Ar putea fi cea mai frumoasă perioadă și cea mai, spunem, intensă perioadă din dezvoltarea umană. OMS spune că undeva a scăzut vârsta de la 10 la 19 ani, însă ea se poate să ajungă și până la 20-21 de ani, când creierul nostru se maturizează. E cea mai provocatoare perioadă, pentru că atunci adolescenții trăiesc profund emoții puternice, de la furie, teamă și mai ales confuzie, nesiguranță. Așa cum spuneați, ceea ce face dificilă sarcina pentru un părinte, să înțeleagă, să accepte și mai ales să le rezolve unele solicitări. Și poate povestim puțin și despre faptul că ei se îndrăgostesc, adolescenții, la vârsta asta, sunt neputernic. Domnule Căpăceanu, foarte multă lume spune despre perioada numită preadolescență, care începe undeva pe la 10 ani și care, de fapt, arată unui părinte, așa cum sunt și eu, despre durerile de cap care urmează când vine vorba de relația părinte-copil. Da, acum sunt diferențe între copii și pentru un părinte este destul de greu să dai seama că acest preadolescent nu te mai ascultă. Când era copil mic, ce spuneai tu era ordine, era lege, erai șeful lui în ghilimele și l-a executa. Acum copilul spune nu vrea, uneori nici el nu știe de ce, refuză, se însingurează, nu mai ascult și, cum spunea profesorul Romilă, psihiatru, esența adolescenței este ascunzișul, adică cumva este o viață dublă, una pe care, sau triplă, una pe care o știe părintele și de multe ori se departe de adevăr și realitate, una pe care o știu prietenii săi și alta care este una interioară atunci când stă cumva izolat în camera lui, uneori plângând, alteori gândindu-se la cele mai profunde teme existențiale. Și iată, domnule Copăceanu, că așa se ajunge și în adolescență, între cele din urmă, și aș fi vrut să vă întreb de ce este grea această perioadă, cu ce probleme se confruntă tinerii în această perioadă a vieții, mai ales că există un fenomen îngrijorător, știm cu toții despre el, privind depresia în rândul adolescenților. Aveți dreptate, mai ales în pandemie a crescut depresia și au făcut câteva studii pe zona aceasta, dar unul dintre ei sunt anxioși, au tulburări de somn foarte mulți dintre ei și datorită poate abuzului de tehnologie online și de social media sau de TikTok sau de YouTube, se confruntă cu dependența de internet, se confruntă cu fumat în exces, cu mâncare în exces. În pandemie a crescut numărul adolescenților care mănâncă în exces, mai ales că au stat mult timp acasă și nu au avut în cameră decât frigiderul, patul și televizorul, toate în aceeași cameră, se confruntă cu o presiune din partea social media. De exemplu, astăzi uitam pe un studiu, 65% dintre adolescenții care sunt singuri simt o presiune din partea societății, dar și a social media, prin faptul că ei sunt singuri și nu au o iubită căruia să-i împărtășească flori, cadouri sau alte tipuri de, nu știu, bomboane și ciocolată. Aceste presiuni sunt puternice pentru ei, pentru că, subliniez, la 12, 13, 14 și 16 ani încă nu au abilități de a face față unui stres. Nu mai amintesc de consumul de marihuana, care este peste tot în România, în jurul liceilor și mai nou în jurul școlilor gimnaziale. Pentru mine a fost o reală problemă situația în care m-am găsit brusc de la o zi la alta. Ușa s-a închis brusc la dormitor, orele de somn au ajuns să crească foarte mult, adică se trezește pe la ora 11-12, refuză de foarte multe ori interacțiunea și cumva pare a fi o problemă pe care nu reușește să o verbalizeze copilul când face chestiunea asta. Și atunci mie mi-ar plăcea foarte tare să știu ce scule, ce lucruri am la îndemână pentru a o ajuta, pentru a face ceva de așa natură ca relația să funcționeze bine între mine și copilul meu. Acum, foarte bine spus, Daniel, copilul are nevoie de intimitate și camera lui și trebuie să bați la ușă când intri în camera lui și alteori trebuie să ieși, chiar dacă nu înțelegi de ce și chiar dacă ea nu înțelege de ce trebuie să ieși din camera lui, pentru că este multă, multă confuzie și nesiguranță. Însă, a asculta foarte mult și asta este esențial, mie zilnic copiii pe care îi văd în cabinet îmi spun că pe tata și mama mă interesează foarte mult notele, ce note am la teste, la teze și dacă am absențe. Puțin și anturajul. În rest, cum mă simt, ce fac, cum a fost astăzi emoțional,
emoțional vorbind, cum ajută să identific emoția mai greu, pentru că asta este o metodă extrem de provocatoare. Uneori sunt copii care nu se pun în pat la ora 11 și până la ora 1 sau 2 dimineața nu reușesc să adorm. Și părintele nu știe asta. Alte ori abordează de jocurile video și părintele nu știe acest aspect. Deci unele instrumente sunt exact faptul că el știe că ești lângă el în orice situație, că îl ajut, că le înțelegi, că spui că te iubesc, că arăți că îl iubești și mai ales că el simte că tu îl iubești. Deci ascultarea aceasta și lipsa unei critici, atitudinea unor poate niște bani mai mult de cheltuială chiar contează, dar faptul că ești un partener lângă el și că nu ești un tată autoritar care îi impune doar reguli și se ceartă atunci când nu face curățenie. Domnule Popoceanu, întreb tu sau întreb tu? Că eu mai aveam o întrebare apropo de... Te rog, dacă e liniștea aia care câteodată nu știu cum să o menegeriez sau trecerea bruscă de la o liniște apăsătoare la ceea ce se numește plâns fără niciun motiv. Și la întrebarea de ce plângi, e nu știu și se continuă și se escaladează și la un moment dat tu ca părinte nu știi dacă să te enervezi sau să te duci să ții copilul în brațe. Sau de asemenea cât de mult trebuie să insiști exact. În momentele astea când poate că preadolescentul sau adolescentul îți cere singurătate, îți cere liniște, vreau să rămân singur. Tu până unde insiști? Până unde forțezi? Cât de mult deschizi ușa? Atât cât ne permite el și putem întreba, în loc să întrebăm de ce plângi, că el nu știe, putem întreba ce gânduri ai atunci când plângi sau ce poți să faci pentru tine atunci când plângi sau vrei să te las singura acum ca să plângi. Plânsul este necesar, este reacția tocmai la tristețe, dar uneori și la confuzie și la nesiguranță și are o valoare de eliberare, dar când devine prea des plânsul și vine cumva în concordanță cu alte aspecte comportamentale, trebuie să ne îngrijorăm. Dar da, ei au nevoie de momente de singurătate, de spațiu, dar nu de izolare. Nu de momente în care sunt singuri acolo într-un col și nimeni nu-i bagă seamă. Deci dacă ea îmi spune te rog tati, Dani, lasă-mă să stau liniștit în cameră jumătate de oră și mă vin și mă fac asta, nu insist, nu intru cu bocancii în propria intimitate și noi ca adulți avem nevoie de intimitate și de timpul nostru cu noi înșine. Mui, că dai foarte vine... greu. Întrebările astea vin în contextul în care, domnule Copoceanu, este clar că opiniile colegilor sunt foarte importante pentru adolescenți, ale prietenilor, opiniile pe care le găsesc sau li se oferă din social media. Și atunci, aș vrea să vă întreb, ca mamă, din postura de mamă, cum îl pot face pe adolescent să creadă mai degrabă în opiniile familiei decât în celelalte? Păi nu puteți, nu aveți cum. Nu pot. Vai de fundul ce voiam să completez eu. În mod clar, presiunea anturajului mai puternică decât predicile și conferințele mamei și ce zice mama. Ei știu exact ce zice mama și când ne convine. Este un proces natural. Puteți face altceva, puteți supraveghea, monitoriza, observa cine sunt prietenii aceștia online. Mulți dintre ei au prieteni foarte mulți online și prea puțin în viața reală pentru că nu au skill-uri de a se întâlni cu ei și poate nu se văd cu ei. Deci puteți monitoriza ce face în online și cu cine se întâlnește. Puteți deveni prieteni online, dacă vă permite, pe Finsta sau pe TikTok. Trebuie să știm exact ce face online, ce postează. Sunt mulți părinți care rămân îngrijorați că era cu minte deschisă, inteligentă, tot ce l-are prima clasă și pe TikTok avea cu totul alt profil cu gânduri negre. Dar nu puteți să... Puteți avea o relație foarte frumoasă, afectivă cu fetița dumneavoastră, dar nu puteți să o scăpați de influența unui anturaj care pe măsură ce vârsta înaintează o să fie mult mai puternică decât influența părinților. Foarte scurt aș vrea să vă mai întreb ceva, completându-mi întrebarea anterioară. E adevărat că cu cât îl ții mai strâns lângă tine, cu cât îi interzici anumite lucruri, în momentul în care scapă prea mult? E adevărat și nu. Dacă această ținere lângă tine înseamnă protejare, nu este adevărat. Dacă această ținere lângă tine înseamnă rigiditate și multe interdicții și frustrare multă, atunci da. Dar copiii în sine lor au nevoie să știe că părinții sunt atenți, îngrijorați și chiar au nevoie de un control și să vină la 10 acasă. Nu să le lăsăm liber. Deci nu sunt de acord că fructul interzis tot timpul dorit. Au nevoie, cum spuneam, de limite, pentru că pe ei face cumva să fie funcțional și îi zic în sine lor, uite că tata îi pasă de mine și mă întreabă unde sunt. Domnule Căpăceanu, revenim la întrebarea zilei legată de dragoste. Eu și câțiva tați deja am pus banii deoparte și cumpărăm un tank, că suntem tată de fată. Și atunci ideea e în felul următor. Cum facem când se întâmplă prima dată chestiunea asta? Cum o identificăm și cum filtrăm ca să înțelegem și să fim noi încântați și liniștiți că băiatul ăla e la bun?
nu știu cum să zic altcumva, dar tancul ăla oricum urmează să fie cumpărat. Categoric. Acum, cum a spus, primul pas este să aflați că dacă s-a negociat și dacă vă spune asta, până ori nu aflăm, altor află mai târziu. E bine să vă faceți prieteni sau prietene printre anturajul fetiței, ca să știți exact unde merge. E bine să aveți poate chiar un, cum se cheamă, un find my device, să știți unde, cu cine merge, dar dacă observați schimbări în comportament, că se aranjează mai des, că zâmbește mai des, că are nevoie de bani mai mult, că de seară poate astăzi iese în oraș și stă câteva ore în plus, e semn că s-a negociat și e semn bun. Îmi amintesc un tată care a zis fac educație sexuală la fiică mea și dau două prezervative și ea n-a vrut să ia, avea deja 16 ani. Și a zis, tata, nu iau, te rog. Și era foarte încântat că ea va fi, va păstra virginitatea. Și la final a zis, tata, am început de 2 ani viața sexuală, deci cumva ești cam târziu. Deci să fim cu un pas înainte e realmente esențial și e greu, pentru că sexualitatea este un tabu. Dar trebuie să reținem că sexualitatea și prima îndrăgostire pentru copii contează foarte mult și are impact asupra psihicului. De ce contează atât de mult, domnule psiholog? De ce? Pentru că este o furtună de emoții acolo, este o furtună de hormon și mai ales la fete, pentru că ele trebuie să simtă ceva. Ele se îndrăgostesc de băieți. Băieții sunt cu mai multă ușurință. Ei pot să stea în ghilimele cu două fete în acea seară. La fete există totuși ceva care premerge, o emoție puternică și care își pune impact mai ales asupra imaginii de sine, modul în care se privește și asupra corpului ei, și asta este esențial. Din păcate, cu legătură la primul contact sexual apare cel mai mult regretul. Nu că au început, ci cu cine au început. Și aici iarăși să fim lângă ei, să sprijinim, să oferim un umăr pe care să plângă și să arătăm că suntem lângă ei chiar și în aceste momente dificile, când au nevoie mai mult de noi decât atunci când au luat primul întâi la școală. Da. Mulțumim frumos, domnule Căpuceanu. Oftez, e greu. Da, e greu ce la mine e simplu. Deci urmează să cumpăr tancul. Și tu ai și fată și băiat, deci e și de o parte și de alta, și eu cu două fete. Noroc că știu meteo, că fac prognoză. Corect. Da. Bun, e timpul pentru o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, digerăm informațiile. Evident că ne revedem în câteva minute la 9 fix cu informații proaspete. Rămâneți alături de noi. Revenit. Adică da, ne ținem de promisiune. Ar fi bine să revenim asupra subiectelor care dau cum ar veni o culoare acestei zile. Așa este. Iată, de astăzi, persoanele fără acte de identitate vor putea fi introduse în registrul de vaccinare. Practic, sistemul va permite să-i selecteze pe cei care nu au buletine, documente de identitate. Și nu există o estimarea numărului celor care nu au acte în România. În 2016 s-a încercat chestiunea asta, erau vreo 160.000 la momentul respectiv. Ne-ar fi ajutat un recensământ. Da, din se întâmplă ușă, practic poate. Acest recensământ a pornit, poți să te autorecenzezi, nici nu știu dacă am pronunțat corect, dar ideea este că una peste alta, în ideea faptului că tu te prezinți la centru de vaccinare, chiar dacă nu ai act, practic ajută autoritățile să înțeleagă și să afle până la urmă câți dintre care noi suntem numărul? Fără acte. Așa și e o situație dificilă care până la urmă se vede până la urmă și în ceea ce înseamnă bursele, bursele alea sociale pentru elevi, pentru că astăzi este ultima zi. Așa este, e ultima zi în care părinții și elevii deopotrivă pot depune la secretariatele școlilor sau prin e-mail actele necesare pentru acordarea acestor burse de studiu și de ajutor social. Neapărat aș vrea să menționez faptul că nu vorbim despre bursele de merit. În cazul acela este clar, se ține cont de mediile le au la îndemână directorii școlilor, așadar nu e nevoie de aduce vreun document la școală special pentru așa valoarea ceva. Valoarea acestor burse e undeva între 150 și 500 de lei și, atenție, nu se ține cont de venitul lunar net al familiei, ceea ce înseamnă că există o plajă destul de largă și de amplă a celor care pot să depună aceste acte. Pe de altă parte, iată, tocmai în ajutorul acestora, ministrul Câmpeanu spunea că lista documentelor a fost simplificată anul acesta și că trebuie să aducă un dosar. Bineînțeles, e nevoie de documente cu venitul net detaliat al fiecărui membru. Bursa de ajutor social se acordă atât elevilor care locuiesc la sat și merg la școală într-o altă localitate, cât și celor orfani sau abandonați. Și continuăm cu altă previziune a acestei zile. Vorbim despre Valentine's Day astăzi și iată, a fost previziunea efectuat prin și care un noi studiu. Rămânem fără bani în buzunar. Voi bărbații, da. Aproape 95% dintre angajatori, spune acest studiu, nu vor
organizat nimic pentru angajați de Valentine's Day. Totuși, o mică parte dintre ei ia în calcul să acorde angajaților mici cadouri, eu știu, o cutie de bomboane, dar ceva de genul ăsta, zic eu. Liber. Gândiți-vă că suntem țara din Uniunea Europeană care muncește cel mai mult. Vorbim de o cifră de impresionantă. 240 de ore pe lună, 40 de ore pe săptămână. Poate tocmai de aceea, iată, același studiu arată că un sfert dintre angajații din România în ultimii 2 ani și-au găsit partenerul printre colegii de serviciu, s-au îndrăgostit la serviciu. Și vorbim despre energie, pentru că avem nevoie de energie ca să ne scoatem partenera, cum s-ar spune, dar nu energie de genul ăsta, ci energia aia serioasă. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, trebuie să prezinte, atunci când se va întâmpla ședința de guvern în această săptămână, planul prin care el vrea să reducă facturile. Și o discuție destul de amplă și de și agitată e legată de ce? De plafonarea TVA-ului. Sau reducerea TVA la 5% la energie, de la 19%. Și acum sunt niște chestiuni foarte simple pe care puteți să le discutăm pe marginea acestui subiect, dar propun să vedem ce se întâmplă astăzi și revenim la subiect. Până atunci, haideți să vedem și celelalte știri ale zilei. Dacă până acum am mai auzit de șoferi de autobuz bătuți de călători din vari motive, pentru că nu au oprit în stații, n-au dat drumul la căldură, n-au dat drumul la aerul condiționat, de data asta s-a întâmplat, ce să vezi, invers. Un șofer al unui mijloc de transport în comun din Constanța a bătut un bărbat care aștepta într-o stație de autobuz. Și ca să înțelegem mai mult despre ceea ce am văzut, vorbim și cu colegul nostru Viorel Matei. S-a întâmplat la cap de linie, acolo unde autobuzul staționează mai mult decât de obicei în stațiile de pe traseu. Câțiva călători se urcaseră deja, printre care și călătorul victimă, și după câteva minute de așteptat pe scaunele lor, au devenit nerăbdători. Au vociferat, s-au impacientat, au început comentariile, iar unul dintre ei, călătorul victimă, a fost mai vocal decât toți. S-a dus la șofer, i-a bătut în geam, i-a spus să deschidă ușa cabinei și i-a cerut socoteală de ce autobuzul stă atât de mult în stație la cap de linie și nu pleacă. A urmat o discuție aprinsă, s-au spus vorbe grele și până la violențe n-a fost decât un pas. Șoferul a deschis ușa cabinei, l-a luat de guler pe călător și l-a dat jos în stație. Și acolo au urmat îmbrâncerile și violențele și așa mai departe. Totul a fost filmat de către călătorii din autobuz, violențele petrecându-se nu în mijlocul de transport, ci pe peron, pe trotuar. Acum, el este cercetat, șoferul de autobuz, și de către poliție, dar și de către șefii lui de regia de transport în comun din Constanța, care spune că nu tolerează astfel de comportament și că șoferii ar trebui să fie calmi cu toți călătorii care vorbesc, vociferează sau cer socoteală. Vom vedea ce turnură e acest caz în funcție de acuzațiile care se formulează de către oamenii legii. Deși se fac eforturi diplomatice importante, situația din Ucraina este departe de a fi detensionată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nici ultima discuție telefonică dintre Biden și Putin nu a reușit să calmeze spiritele. Ca să aibă amenință Rusia cu sancțiuni grave, iar Kremlinul se plânge că Statele Unite nu discută despre principalele preocupări ale de securitate ale Federației Ruse. Aseară, președintele Joe Biden a avut o convorbire telefonică și cu liderul de la Kiev, e vorba de Vladimir Zelensky. Statele Unite și-au reafirmat astfel susținerea pentru Ucraina. Președintele Biden, de altfel, a și fost invitat la Kiev în zilele următoare. Iar astăzi, cancelarul german Olaf Scholz ajunge la Kiev, iar mâine la Moscova, unde va avea o întrevedere cu președintele rus. În tot acest timp, Ucraina anunța că e mai pregătită ca oricând pentru un posibil atac al rușilor, care nu e confirmat pentru miercuri. Șeful statului major al armatei ucrainene a transmis un mesaj dur rușilor în cazul în care va avea loc o invazie. Sunt gata să primesc inamicii nu cu flori, ci cu rachete Stinger, rachete Javelin și antirachete de tank NLAW. Bun venit în iad, a fost mesajul oficialului ucrainian. În contextul în care mai multe surse au anunțat că un posibil atac ar putea avea loc pe 16 februarie, președintele Zelensky a cerut aliaților săi să transmită informații despre această presupusă invazie, mai ales că astfel de informații creează panică. I have to analyze all the information which we have. We have a lot of information because we are on these borders. It's our borders. It's our territory. You know, I have to speak with our people like president and say people truth. And now the best friend for enemies that is panic in our country.
SUA continuă să lanseze avertismente despre posibilitatea tot mai crescută a unui atac. În cadrul discuției telefonice avute cu liderul de la Kremlin, președintele Joe Biden i-a transmis acestuia din nou că vor fi repercusiuni. Președintele Biden a discutat cu președintele Vladimir Putin și a reiterat faptul că, în cazul unei invazii asupra Ucrainei, SUA și aliații ar impune costuri rapide și severe pentru Rusia. Președintele Biden l-a îndemnat pe președintele Putin să se implice în deescaladare și diplomație, s-a arătat în comunicatul oficial al SUA. În cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul de externe al Japoniei și în urma unei discuții telefonice avute cu ministrul de externe al Federației Ruse, secretarul de stat al SUA a precizat că ușa diplomației rămâne deschisă. That a diplomatic path to resolving this crisis, a crisis created by the unprovoked massing of Russian forces all around Ukraine, that diplomatic path remains open. If Moscow chooses the path of aggression and further invades Ukraine, the response of the United States and our allies will be swift, it will be united, it will be severe. De cealaltă parte însă, președintele Rusiei acuză țările NATO că trimite armamente în Ucraina și se plânge de faptul că nu a primit un mesaj substanțial la cererile sale trimise în scris. Vladimir Putin a atras din nou atenția asupra lipsei unui răspuns substanțial din partea Statelor Unite și a NATO la inițiativele bine cunoscute ale Rusiei. De asemenea, a fost subliniată lipsa de voință a principalelor țări occidentale de a împinge autoritățile de la Kiev să pună în aplicare acordurile de la Minsk. În contextul actualelor tensiuni, ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, a discutat telefonic cu ministrul de externe al Canadei despre situația tensionată din regiunea Mării Negre și a mulțumit Canadei pentru implicarea în reasigurarea aliaților estici. După ce România a anunțat retragerea diplomaților din Kiev și Australia a făcut același lucru, guvernul australian a anunțat și închiderea temporară a ambasadei. Tot în acest context, președintele Braziliei a anunțat că va merge în Rusia pentru a discuta cu Vladimir Putin. Deși Washingtonul ar fi făcut presiuni ca acesta să-și anuleze vizita, Bolsonaro a confirmat invitația Kremlinului de a discuta promovarea relațiilor comerciale bilaterale. Scuze-mă. Tot acest timp, autoritățile de la Kiev sfătuiesc companiile aeriene să evite zborurile deasupra Mării Negre în următoarea săptămână. Chiar dacă spațiul aerian al Ucrainei rămâne deschis, motivul acestei solicitări reprezintă exercițiile navale pe care Federația Rusă le desfășoară în aceste zile în apele Mării Negre. E bine, 30 de nave rusești au început zilele trecute manevrele militare în apropierea peninsulei Crimeea. Și atenție, sunt 2 miliarde de dolari pe care cei din Ucraina sunt dispuși să le cheltuiască pentru a menține zborurile către Ucraina, către Kiev în această perioadă. Nu schimbăm foarte mult subiectul și aș avea o întrebare. Ce faci când ești cu arma pe umăr și aștepți o eventuală invazie rusească? E bine, grea întrebare, însă soldații din Ucraina dansează. Câteva dintre cele care au fost postate zilele trecute pe o rețea socială. Ca și acestea, de exemplu. Are ritm, are tot ce-i trebuie. Da. Are, trebuie să aibă. Pe de altă parte, în Italia, apariția fenomenului baby gang în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani face ravagii printre adolescenți. La Milano, locuitorii sunt terorizați de aceste găști care atacă mijloacele de transport în comun, iar autoritățile nu au găsit încă soluții pentru stoparea acestui fenomen. Colegul nostru Dan Boanța, corespondentul Prima TV în Italia, are mai multe detalii despre această situație. Bună dimineața, Dan. Bună dimineața, Dan. Poate ar fi trebuit să zicem Happy Valentine's Day, dar nu se mai pune problema în condițiile de față. Bună dimineața, bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit. Happy Valentine's Day este un început foarte bun. Sunt scene șocante cele filmate la Milano, unde aproximativ, iată, 15 tineri minori, făcând parte din așa numitele baby gang, au fost surprinși luni cu asalt un tramvai chiar în centrul, pe Via Rubens, o stradă principală din oraș. Episodul ăsta de vandalism a fost filmat, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare au stârnit deja revoltă în rândul locuitorilor din Milano, care spun că nu se mai simt în siguranță pe străzile orașului. Pe imagini se vede cum unul dintre băieți face flotări pe șine în fața tramvaiului, în timp ce alți adolescenți scuipă spre vanman sau aruncă pietre și sticle în mijlocul de transport. Imediat ce calea este eliberată, varmanul își reia cursa.
Reprezentanții societății de transport din Milano au precizat că în acest moment vorbim de un adevărat fenomen în care sunt implicați membrii din aceste găși de tineri, iar din acest motiv au făcut apel la polițiștii și carabinierii din Milano să stopeze aceste manifestări care pot degenera în adevărate tragedii. De altfel, zilele trecute, doi vatmani și un șofer de autobuz au fost răniți de către membrii acestor găși care au atacat cu sticle și pietre mijloacele de transport din zona San Donato milaneze. Imaginile au stârnit dezbateri și în mediul online, mai ales că acest episod violent nu este unul izolat, așa cum vă spuneam, iar europarlamentarul italian, Angelo Ciocca, într-o postare pe rețelele de socializare, spune că Milano a devenit un oraș scăpat de sub control. Bine, oficialul italian este revoltat și de faptul că autoritățile municipale nu intervin cu măsuri concrete pentru a restabili legalitatea pe străzile orașului. În zilele următoare va avea loc o apelă acțiunea poliției de acolo din Milano și cu siguranță vom avea detalii și mai multe amănunte despre toate aceste baby gangs, să le numim. Mulțumim frumos. Mulțumim tare mult, Dan. La noi s-ar numi huligan, nu? Ca să ce? Să demonstreze ce? De la 12 până la 17 ani. Vorbeam despre ceva mai devreme cu psihologul, da, despre adolescenți. Probabil o reacție acestei perioade. Se încadrează fix în povestea pe care am avut-o ceva mai devreme. Continuăm, doamnelor și domnilor. Elvețienii au votat în proporție de 54% pentru interzicerea publicității la produsele din tutun, dacă aceasta este accesibilă copiilor și adolescenților. Adică, practic, oriunde ar fi publicitate până acum, practic, ea n-ar trebui să mai existe. Textul prevede interzicerea oricăror reclame la țigări în presă, pe afișe, internet sau cinematografe. Aceleași reguli se vor aplica și pentru țigările electronice. Publicitatea destinată doar adulților, cum ar fi cea prin e-mail, rămâne însă permisă. Și atenție, în Elveția, o persoană din patru fumează, iar anual sunt înregistrate peste 9500 de decese cauzate de tutun la o populație de 8,6 milioane de locuitori. Știi, ăla de informații pe care le ai pe pachete, practic nu funcționează acolo, nu-și au relevanță. Oare funcționează undeva? Nu știu, eu nu mai fumez de 8 ani și jumătate. Din cauza acelor, datorită acelor imagini, nu. Nu era. Gaze lacrimogene și violențe ieri în Paris, la un protest anti-măsuri sanitare. Mii de oameni cu sute de mașini s-au adunat în centrul capitalei franceze și au încercat să blocheze traficul rutier. E bine, astfel de proteste, inspirate de cele din Canada, au început să fie din ce în ce mai dese în multe țări din Uniunea Europeană. Străzile din Viena, Austria, Germania și Olanda au fost și ele pline de mii de oameni care sunt nemulțumiți de vaccinarea obligatorie și de certificatul verde. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea venită la Paris pentru protestul inspirat de cel din Canada. Mii de oameni au ieșit și pe străzile Vienei, protestând la adresa vaccinării obligatorii impuse de guvern. Nemții au ieșit și în stradă, în mai multe orașe. În Olanda, la Haga, oamenii au blocat centrul orașului, unde sunt hotărâți să rămână în ciuda apelurilor autorităților. Pentru că au devenit un model pentru o lume întreagă, canadienii sunt mai hotărâți ca niciodată să nu renunțe la a-și cere drepturile. Supported food-wise, fuel-wise, financially, we're fully supported to be here for as long as it takes for this government to realize that the people are the ones that need to have the power. La protest li s-au alăturat și mai mulți români care au profitat de ocazie și au dansat în horă. Deși autoritățile au cerut încheierea protestelor pe motiv că pot afecta grav economia, aceștia se așteaptă ca acestea să continue și în zilele următoare. Alpinistul timișorean Holia Colibășanu se pregătește să urce pe Kenchenjunga, e al treilea vârf ca înălțime din lume. Și spunea Daniel că nu o să ajung niciodată acolo. Cine știe? Păi, poate să faci poze. Ascensiunile pe acest vârf muntos au o rată de deces de aproape 30%. De asta ziceam că n-ai să ajungi acolo. Adică unul dintre trei alpiniști își pierde viața în timpul cățărării sau coborârii de pe versantul aflat la granița dintre Nepal și India.
Prima ascensiune pe vârful Kangenjunga a fost făcută în urmă cu mai bine de 70 de ani. Vârful muntelui este considerat sfânt de către localnici. De aceea, niciun alpinist din lume nu i-a atins propriu-zis vârful cu toții, oprindu-se la câțiva pași pentru a respecta tradițiile celor care locuiesc la baza muntelui. Horia Călibășanu, împreună cu Marius Gane, un alt cunoscut cățărător român și un coleg alpinist din Slovacia, vor încerca să cucerească în acest an mult râvnitul vârf. Aproape 20 de metri mai mic decât K2, al doilea, și K2 este considerat cel mai dificil. Kangchenjunga e doar un pic mai mic, este la fel de înclinat. Ruta trece peste mai multe zone cu pereți de gheață pe care trebuie să-i cațeri și asta la altitudine mare. Și în plus există pericolul avalanșelor la tot pasul. Scalada urmează să fie făcută, ca de obicei, fără ajutorul șerpașilor și mai ales fără oxigen suplimentar. Și pentru aceasta e nevoie de mult antrenament. Aș folosi oxigen, aș simți ca și cum aș merge la olimpiadă și m-aș dopa. Este un mijloc suplimentar de ajutor și din punctul meu de vedere nu are nimic de a face cu sportul, adevărat. Călibășanu nu e la prima încercare de cucerire a muntelui. În 2012, împreună cu o altă echipă, a încercat să ajungă până în vârf, dar oboseala și condițiile meteo nu i-au permis să treacă de un perete de gheață. A fost foarte greu să-l urcăm și a fost mai ales foarte greu să coborâm de pe el, ești foarte obosit. Ne-am întors la 200 de metri sub vârf și probabil că bine am făcut. Dacă nu m-aș fi întors, e un mare semn de întrebare dacă reușeam să ajung în ultima tabără. Da, e probabil unul din cele mai grele vârfuri de pe planetă și ultimul vârf de peste 8000 neatins de către români. Kangenjunga ar reprezenta al noulea vârf de peste 8000 de metri pe care alpinistul timișorean l-ar cuceri și, spune el, ultimul din cele mai grele. La 8000 de metri niciun vârf nu este cu adevărat simplu. Sunt alpiniști care au murit pe al 14-lea vârf și unul, să zicem, destul de ușor, broad peak considerat, dar se poate întâmpla. Călibășanu și Gane vor pleca spre Nepal la începutul lunii aprilie, astfel încât să ajungă în tabăra de bază pe la mijloc de aprilie. Timp de o lună va avea loc aclimatizarea și echiparea rutei. Sportivii speră să înceapă ascensiunea la jumătatea lunii mai și și-au programat să cucerească după câteva zile și vârful. Al Pacino demonstrează că vârsta nu contează atunci când vrei să te simți bine până la urmă, nu? Celebrul actor american a fost surprins în timp ce, atenție, dansa pe străzile din Beverly Hills. A prins omul ritmul, înțelegi? Cred că muzica e foarte bună. În timp ce asculta muzică la căști, Al Pacino, în vârstă de 81 de ani, repeta asta, se plimba în pași de dans și părea că este plin de energie. La 81 de ani, da, se poate spune că este un dans energic. Imaginile, evident, că au devenit virale în toată lumea la doar câteva minute după ce au fost postate pe o rețea socială. Ce cânta? All you need is love. Nu, sigur, nu e. Doamnelor și domnilor, în luna iubirii celebrăm nu doar Valentine's Day, ci și dragobetele nostru. Iar tu poți câștiga din prima o vacanță de vis cu un mesaj de iubire adresat unei persoane dragi. Și tu poți să câștigi. Nu cred că pot. Nu cred că poți să participi de câștigat. Sigur aș câștiga. Te înscrii pe WhatsApp la numărul de telefon 0720111199 și poți câștiga un weekend romantic la Predeal. Și vrem să vedem cât mai durează primăvara aceasta falsă deocamdată, da, nu ne spune Georgia. Avem costume de baie, Georgia, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața din nou, bună dimineața tuturor! Da, dacă vă duceți așa prin Maldive, Bali, la noi în țară rămâneți cu hainele pe voi deocamdată, chiar dacă se încălzește totuși, încă nu putem să spunem că a venit vara, nu știu nici dacă va mai ninge în București, dar vom vedea, însă urmează 3 zile cu vreme destul de caldă. Haideți să vedem acum cum va fi astăzi în țară. Vor mai fi unele înnorări și precipitații slabe în sudul țării, iar în sudul Banatului și pe creste vântul o să bată mai tare. Temperaturile, iată, se vor situa între 3 și 12 grade, iar acum de dimineață s-ar putea forma ceață izolat. Mâine continuă să se încălzească, maximele vor ajunge, iată, până pe la 14 grade. În vest, nord-vest și centru o să plouă ușor, iar la munte vor fi precipitații mixte. Vântul o să fie mai puternic și mâine în sudul Banatului, dar și la munte. Capitala acum, astăzi, temperaturile vor fi normale perioadei, cu o maximă ce ar putea atinge 7, cel mult 8 grade.
grade, însă de marți să știți că începe să se încălzească, vor fi în jur de 12 grade, iar de dimineață ar putea din nou să fie ceață. Miercurii temperatura va urca până spre 15 grade și cu așa vreme mă întreb dacă o să mai vedem zăpada anul acesta. Eu sincer cred că nu. Spre seară o să se noreze, dar dimineața și noaptea ar putea să fie ceață. La munte vremea rămâne închisă în masivele sudice și în cele vestice, iar noaptea o să apară precipitații mixte slabe, pe creste vântul o să bată cu putere. Dimineața și noaptea pe văi și în depresiune o să fie ceață, iar izolat s-ar putea forma și polei. Temperaturile mai cresc puțin față de zilele trecute. Cel mai frig o să fie astăzi la Sinaia, în jur de minus 3 grade și cel mai bine la Stâna de Vale, 1 grad. Așadar, o maximă pozitivă. Mă întorc acum la voi. Mulțumim, Georgia. Intrăm într-o pauză de publicitate. Am revenit, domnilor și domnilor? Da, așa este. Și iată, se spune că un gând bun îți influențează întreaga zi sau poate este, de fapt, modul în care alegi să privești lumea din jur. Iar asta te poziționează cumva pe drumul pe care vrei să pornești sau care ți se potrivește. Dar cum poți să îți influențezi cu puterea gândului drumul în viață? Despre asta vom vorbi cu Florentina Gionea, life coach spiritual. Bună dimineața, Florentina! Florentina. Bună dimineața și bine v-am găsit, ce de veselie la voi în platou. Păi da, e vorba despre un gând bun. Avem o energie bună, cum ai spune tu, nu? Da, foarte, foarte bună, se simte de aici. Florentina, haideți să lămurim pentru început. Cum influențează această vibrație spirituală experiențele bune sau mai puțin bune din viața mea? În primul rând, spiritualitatea înseamnă evoluția spiritului meu, adică cum evoluez eu ca și ființă în energie pe pământ. În momentul în care am mai multă energie, eu pot să fac mai multe lucruri. Noi mereu ne plângem că nu avem energie, că energia puțină, însă nu conștientizăm că noi avem surse infinite de energie. Una dintre sursele infinite de energie este natura, iar cealaltă sursă este Dumnezeu. Și pe Dumnezeu putem să-L accesăm prin meditație sau prin rugăciune. În momentul în care înțelegem că atunci când avem mai multă energie putem să obținem mai multe, abia atunci se va face o schimbare în gândirea noastră și ar fi important să adăugăm spiritualitatea și orice practică spirituală pe care noi o considerăm bună în viața de zi cu zi, fie că e mică, fie că e mare ca și intensitate de timp, ar fi bine să avem o practică spirituală zilnică. Florentina, bunica mea spune că sunt un om care mă de ochi des ca am ochii albaștri, asta apropo de energie și cum rămân fără ea. Dar pe de altă parte, mulți dintre noi se plâng de lipsa banilor. Tu spui că e doar o problemă mai degrabă legată de spirit sau e o chestiune efectiv legată de, cum să zicem, de starea noastră materială? Sunt câteva elemente pe care noi trebuie să ținem cont în viață. Viața nu este doar despre bani și dacă vei găsi o persoană care este bogată și nefericită, vei ajunge la concluzia că banii nu sunt buni. Și atunci noi trebuie să avem un complex de elemente în viața noastră care să ne ajute să fim fericiți și împliniți cu adevărat. Și aici vorbim de energia banilor, adică modul în care eu reușesc să generez și să creez bani, energia iubirii care de obicei se manifestă prin familie și copii, și energia de contribuție, acea energie în care noi ne manifestăm misiunea personală, adică îi ajutăm pe ceilalți. Să nu ne imaginăm că sunt persoane care au relație de cuplu fericită, dar nu au bani și acolo întâlnesc foarte multe obstacole. Și atunci când ne gândim la aceste aspecte din viața noastră... Adică tu ne spui că e adevărată povestea aia cu banii n-aduc fericirea? Da, banii nu aduc fericirea, pentru că fericirea este o stare internă pe care tu o creezi din mai multe elemente și, în primul rând, prin conexiunea cu divinitatea. Însă banii sunt un element care contribuie la bunăstarea fericirii, adică îi pot amplifica fericirea pe care tu o ai deja. Și atunci trebuie să-ți iei una din ariile care te deranjează cel mai mult. În exemplu pe care l-ai dat, aria care deranjează cel mai mult este lipsa banilor. Și să începi să lucrezi pe acea aria vieții tale până o pui la punct. În sensul că, în primul rând, trebuie să te decizi că vrei să faci mai mulți bani. Apoi trebuie să cauți o soluție, metodă etică prin care să faci acest lucru și evident să și muncești, pentru că materializarea nu este doar despre a medita, a ne ruga și banii pică din cer. Trebuie să faci niște acțiuni concrete pentru asta.
Apoi trebuie să-ți ia a doua arie pe care vrei să o lucrezi. Să zicem că n-ai nici bani, nici relație, că tot e Valentine's Day astăzi. Și să aloci timp în fiecare zi pentru ambele, în așa fel încât ele, într-un anumit punct, să se materializeze și să devină realitate. Și nu vorbesc asta din povești, pentru că eu am crescut la țară, am fost săraci, eram mediu între săraci, ca să zic așa, și am reușit să mă ridic pe forțe proprii și să îmi construiesc fiecare arie a vieții. Eu mai mult cu rugăciune și tehnici de meditație, însă dacă îți pui mintea la contribuție și începi să-i dai minții tale gânduri pozitive, să o direcționezi către ceea ce ea trebuie să facă, să gândească pozitiv, vei atrage pozitiv și asta este demonstrat științific prin sistemul reticular pe care îl avem în creier. Perfect, Florentina. Și începem să facem acești pași. Ne trezim dimineață, gândim pozitiv, zâmbim soarelui și așa mai departe. Dar pe de altă parte, sunt convinsă, nu râde Daniel, încerc să fac asta, sunt convinsă că există persoane toxice, le și simți că sunt în jurul tău, care pur și simplu frânează această evoluție a ta? Există așa ceva? Am simțit bine? Da, absolut, există persoane. Aceste persoane sunt persoane care de obicei au o problemă a lor și nu și-o pot rezolva și atunci ei sunt pe vibrație scăzută. Fiind pe vibrație scăzută, tu ești mereu atras de către o persoană pe vibrație înaltă, că așa este sistemul, așa funcționează. Și atunci este mai ușor să iei energia celelalte persoane decât să muncești tu, să o construiești. Foarte multe persoane nu au primit atenția sau iubirea de care aveau nevoie în copilărie și atunci cumva îi vampirizează pe ceilalți prin dă-mi mie toată atenția ta și practic dacă îți dau toată atenția ta, atenția mea îți dau și energia. Și atunci toată atenția noastră ar trebui să fie pe noi, în interiorul nostru și să ne conectăm la divinitate. Iar cu acele persoane ar fi bine să încheiem relațiile dacă se poate, dacă nu să ne facem o protecție energetică, pentru că tot vorbeam mai devreme Daniel de ochi. De ochiul este o formă de a sparge câmpul auric a unei persoane și de a-i lua din energie. Deci, cu alte cuvinte, nu e atât de bine totdeauna să fii extrem de deschis și de prietenos cu lumea, pentru că asta s-ar putea întoarce împotriva ta, în sensul în care, exact cum povesteai și tu, mă lasă fără energie. Da. Din păcate este o lecție grea pe care și eu am învățat-o foarte greu și nici acum nu mă pot obișnui cu ea, pentru că la nivel de suflet noi suntem făcuți să ne iubim unii pe alții și să interacționăm unii pe alții pe anumite vibrații. Și dacă tot timpul generezi energie pozitivă și privești înapoi energie negativă, la un moment dat te saturi și spui stop, dar până unde? Apoi mai sunt acei factori care nu te lasă să evoluezi, în sensul că în momentul în care tu ai luat decizia să devii mai bogat, mai fericit, să ai o relație mai frumoasă, sunt două forțe care te ajută. Este tot universul care complotează cu tine ca să te ajute să faci saltul și să te duci în direcția respectivă, însă sunt și celelalte forțe din frecvența scăzută în care ai fost până atunci, care vor să te țină acolo, pentru că aparții acelei luni. Da, trebuie să schimbăm radioul. Asta cu frecvențele, trebuie să schimbăm radioul. Da. 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 Este ca și cum vrei să te muți, să zicem, din garsonieră la o casă cu 5 camere și vecinii tăi spun, nu, dar de ce? Că e mai bine aici la garsonieră, nu pleca, stai cu noi, te rugăm frumos. Da. Ceilalți care stau la 5 camere spun, dar de ce? Uite cât spațiu aici, poți să faci ce vrei tu, vino și stai cu noi. Și atunci este doar o chestiune de alegere unde vrei să mergi, dar pentru fiecare există un efort de transformare. Asta trebuie să înțeleagă oamenii, că efortul de transformare nu poate să-l facă nimeni în locul tău. Și că tot vorbeam de dragoste și mai devreme și specificai și tu faptul că astăzi este Valentine's Day, Florentina, aș vrea să te întreb în cele din urmă, ce înseamnă dragostea? Cum ne influențează ea starea psihică? Suntem într-o stare, într-o energie mai slabă dacă nu suntem îndrăgostiți? Sau dacă nu primim iubire? Nu suntem neapărat cu o energie mai slabă dacă nu suntem îndrăgostiți, pentru că putem să ne luăm energia și entuziasmul din altceva. Aici sunt două tipuri de energie la care trebuie să ne uităm. Energia de dragoste, care este energia romantică, care implică senzualitate și parte intimă, și avem energia de iubire, care este o energie nelimitată, adică nu este condiționată de un partener. Pe ea o simțim cel mai mult atunci când avem copii, pentru că îi iubim nelimitat, sau față de animalele noastre, ca să avem o comparație mentală. Noi, având aceste două tipuri de energie, ele ne ajută și ne încarcă emoțional și afectiv. Și atunci ele reprezintă un, cum să zic,
o stabilitate pe care noi o avem și care ne ajută și în celelalte arii ale vieții noastre. Ne dă sănătate, ne dă stabilitate în zona de muncă, este un alt suflet care de fapt vine lângă noi și amplifică energia pe care noi o avem. Și atunci, cu cât suntem într-o energie mai bună, cu atât atragem un partener pe o energie mai bună. Perfect, mulțumim, o să te mai sunăm, pentru că avem nevoie să furăm și noi încercăm energie să punem în aplicare. Mulțumim frumos, ce ne-ai spus astăzi. Aceasta a fost ultima oră de Focus la prima oră de astăzi. Mâine pe canapea, din nou de la ora 8. Toate bune vă dorim. O zi bună să aveți. Acest program este disponibil și pe Prima Play.